compania japoneză Kyocera a lansat un model de smartphone pe care îl poți spăla la chiuvetă cu apă și săpun. Telefonul numit Kyocera Rafre va fi disponibil în Japonia în luna martie. Există multe alte modele rezistente la apă pe piață, dar nu este recomandat ca acestea să fie spălate cu apă și săpun în mod regulat. Dispozitivul celor de la Kyocera se adresează celor care au meserii în care sunt nevoiți să se murdărească pe mâini. Ei pot folosi noul smartphone fără a se teme că îl murdăresc. Kyocera a mai lansat un astfel de model în 2015. Rafre are un ecran HD cu diagonala de 5 inch, 2 GB memorie RAM, capacitate de stocare internă de 16 GB și baterie de 3000 de mAh.